liniște totală. Deci că e început de sfârșit. Haideți să vă arăt și vouă așa ce priveliște. Salutare prietenacilor și bine v-am găsit, cu voi este Grigore Varlam, tot de aici din Chișinău, pentru că astăzi mi-am propus să vizitez unul din cartierele mai mărginași așa din Chișinău, Republica Moldova, mai exact mergem în sectorul Ciocana și din ce am auzit, ce am citit pe internet și ce mi-au lăsat unii comentarii, ci că acest sector ar fi printre cele mai rău famate de aici din Chișinău, deși nu se compară nici într-un caz cu ce avem în București, în Ferentari, pe Alea Livezilor, adică să nu vă așteptați că e genul ăla de ghetou, dar ci că ar fi unul din cele mai periculoase, să zicem așa, cartiere, dacă pot să zic treaba asta, din Republica Moldova, în Chișinău, mai exact. Am de pedalat până în zona aia vreo 3-4 km, momentan sunt doar în coborâre și probabil voi vedeți acum împrejurimile și ziceți Varlame, tu deja ești într-o zonă rău famată, dar să știți că nu sunt departe de centrul orașului. Când am să ajung în zona aia acolo, voi încerca să fiu cât pot de precaut. N-am părăsit centrul orașului de când am venit în Chișinău și sunt curios cum arată și zonele astea așa mai lăturalnice, la marginea orașului, și aici, după cum se poate vedea, fiind oarecum în zonă centrală, străzile sunt foarte, foarte petecite și probabil bugetul local aici nu le permite să le asfalteze așa cu totul dintr-un capăt în celălalt, le tot petecesc de la un an la altul. Ia vedeți ce priveliște mișto în partea acolo, în vârf de deal sunt niște turnuri și de asemenea niște blocuri. Sper că n-am de urcat tocmai pe acolo, adică abar n-am, nu știu dacă în partea aia este acest cartier Ciocan, astea așa să-i dau pedală mai rapid. Ar trebui să mă duc pe acest pod, din ce mi-arată aplicația, doar că nu mă simt deloc în siguranță și cred că ar trebui să merg mai degrabă pe trotuar și am să-mi fac loc pe trotuar să mă strecor cumva. Dar mai în față, uite chiar aici în capăt, am să urc direct pe trotuar pentru că traficul este destul de înghesuit și din ce am citit și prin comentarii de la voi, nefiind mulți bicicliști în Chișinău, oamenii șoferi în general nu sunt obișnuiți cu noi, cu bicicliștii. Deși uite că pe aici am loc să merg fără nicio problemă, nu mai sunt nevoit să urc pe bordură. Nu știam că e partea asta așa special făcută pentru protejarea pietonilor, bănuiesc, nu știu dacă e chiar pentru bicicliști, dacă se vrea o pistă pentru bicicliști asta, dar e o zonă de protecție pentru pietoni în mare parte și uite că te ajută și pe tine ca biciclist pe aici. Cred că am nimerit într-una din cele mai nasoale intersecții aici din Chișinău, sens giratoriu de asemenea, și mă simt nevoit din nou să repet că bă, nu mă simt deloc în siguranță aici, pentru că în permanență parcă mă simt așa puțin agasat de către șoferii. La limită se trece pe lângă mine, adică nu prea au niciun stres. Să fie de vină faptul că nu sunt obișnuiți cu bicicliștii, cu bicicletele, habar nu am. Suntem pe strada Otovasca, dacă nu greșești, și îi dăm pedala așa, uite că nu sunt singurul biciclist din zonă. Până acum, sincer, nu m-a uimit, adică nu-l văd să fie un cartier așa rău famat, cum l-au descris unii pe internet. Chiar dacă mai vezi câte un câine așa care arată cu pui de lupi. Haideți să-i dăm pedală, nu știu, înaintăm, mergem așa către capătul cartierului, cât mai la marginea Chișinăului. Uite, apă pură, de acolo poți să cumperi apă. Bă, deci a avut cineva dreptate când mi-a zis că apa nu e bună de la robinet. Și uite, aici e un fel de automat, un tonomat de unde poți să-ți cumperi apă de băut. Deci să nu mai beau apă de la robinet, pentru că eu în prima zi am rupt apa de la robinet și chiar mi se părea bună. Mă jur, mie mi-a plăcut apa. Așa, oamenii ca în Românica frumos, la o sămânță, la o poveste tanti pe acolo. Și Varlam cu bicicleta. Nici de cum nu. Nu e deloc un cartier periculos. Sau să mă contraziceți voi, cei care stați pe aici prin zonele astea, dacă ar fi trebuit să mă tem de ceva, glumesc. Mie să nu fi dat într-o fundătură acolo în partea aia. N-aș vrea să fac cale întoarsă, dar mergem să vedem strada voluntarilor. Ca idee, ne aflăm pe strada voluntarilor în Chișinău, Ciocana.
mă liniștește zona asta aici, că nu sunt nici zgomote de mașini. Liniște totală. Deci că e început de sfârșit. Mamă, ce drumuri au în zonele astea aici. Păi și o bisicuță mică acolo, fără stăpân. Nu e nici chiar așa murdar, mă, pe aici, prin zonele astea. Adică e chiar ok. Foarte multe pisici pe aici, prin zonele astea. Sper că n-am intrat aici, că aici chiar că am intrat într-o fundătură. Ia să vedem dacă am pe unde să ies în partea asta. Am observat o chestie interesantă aici la ei și... Bă, la ei frizeria e frizerie, frate, nu e ca la noi salon de înfrumusețare. Nu, frate, scrie clar, mare și lat, frizerie. Magazine și la astea de unde îți cumpere alimente, de asemenea, nu sunt supermarketuri, cum s-au redenumit la noi. E alimentară simplu, scrie mare și lat, alimentară. Bă, și dacă tot am zis că e plictiseală mare aici, haideți să vă arăt singura chestie șmecheră din tot cartierul ăsta, din tot sectorul ăsta, priveliștea minunată pe care am să vă arăt și vouă imediat. Mamă, frate, ce frumos se vede de aici de sus. Haideți să vă arăt și vouă așa, ce priveliște. Se vede absolut tot Chișinăul, de la un capăt la celălalt, până încolo așa. Mișto aici să vii să stai liniștit și... Uite că avem și un binoclu de ăsta așa. Îmi pare rău că voi nu veți putea vedea ceea ce văd eu. Hai să vedem dacă e chiar așa de bun cum arată. Da, bă, ia uite, frate, poți să vezi până în capătul celălalt acolo. Reușesc să văd blocurile alea din capăt de acolo. Ia hai să pun puțin obiectivul aici. Să vedem dacă voi puteți vedea ceva prin cameră, dacă se vede. Nu știu cât de bine se vede, dar sincer vă spun că locul ăsta a salvat tot sectorul ăsta, tot cartierul de aici, Ciocana. Impresionant oricum ce priveliște frumoasă ai din partea asta. Aveam acolo și o mămică tânără. Haideți să ne mai plimbăm puțin. Eu nu mă grăbesc, așa că dacă vreți, mai rămâneți lângă mine. Pentru încă câteva minuțele așa, ne mai plimbăm pe aici prin Ciocana și mai pe rău mă duc și eu către cazare, către pensiunea unde stau. La primă vedere, cred că acest clip demontează cam toate articolele nasoale de pe Google, în care se spune că aici, în Ciocana, ar fi periculos și că e un cartier rău famat și așa mai departe, că e sărăcie. Nu, frate, mie nu mi se pare că e sărăcie, pur și simplu un cartier simplu, cum găsești și în București și în alte orașe din țară. Este destul de liniștit, chiar nu văd să fie vreo problemă aici. Poate sunt eu norocos sau poate n-am ajuns unde trebuie, dar așa la prima vedere vă zic sincer că nu mi se pare nimic aiurea și ieșit din comun. Deci dacă ăsta e cel mai sărac cartier din Moldova, să știți că ei stau chiar destul de bine. Uite, copiii stau și se joacă pe acolo. Adevărul că sunt mașini, uite, vechi pe aici și asta nu știu ce mașină e. Drumurile nu sunt asfaltate peste tot, dar nu e o zonă care să difere cu mult față de ce găsești în unele orașe de la noi din România. Cum zice Google, acesta se vrea cel mai sărac cartier din Republica Moldova. Rău famat, cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles, pentru că mie sincer nu mi se pare și mă repet când spun treaba asta, tocmai ca să scoată în evidență aceste aspecte. Și uite așa, cum se zice că nu e un cartier chiar strălucit. Am văzut foarte multe parcuri amenajate pentru copii, locuri de joacă, uite cum sunt și aici. Prin multe locuri am văzut așa la colțuri de bloc, fel și fel de chestii de astea, leagăne și așa mai departe, unde copiii pot să-și petreacă, nu știu, timpul, să stea la o vorbă, să mai joace. Pisicuțe, pis, pis, pis. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Băi, și dacă vrei să-ți cumperi un papagal din stradă, vii și le-ai direct de aici. Ia uite cât sunt. Peruși. Chiar sunt curios câte oare un peruș de ăsta așa. E plin de, ia uite acolo. Perușii se vând direct în stradă. Se pare că nu mai sunt băieții de cartier care erau odată. Probabil și în zonele astea, cum și în București, de asemenea, au dispărut găștile de stradă. Numai aici a fost.
Chiar dacă la noi în București, bineînțeles, e mai multă vagabonțeală din ce am văzut eu până acum, dar pentru mine asta nu e o zonă rău, famată, și nu vreau să-i umflu, să dau bine în ochii voștri, ai moldovenilor, dar e o zonă liniștită care mie îmi place. Așa că, în această idee, băi prieteni, cu voi a fost Varlam de aici, din cartierul Ciocana, sectorul Ciocana. Voi face acum încheierea acestui videoclip. Am vrut neapărat să vă arăt și un cartier mărginaș, de la marginea Chișinăului, cum arată. Cred că v-ați făcut cu toți deja o impresie. Eu mi-am făcut, așa că orice supoziții se mai fac, orice afirmații despre Chișinău, care avea zone sărace și așa mai departe, de alea nasoale, e bine, ați văzut că deocamdată nu se arată. Poate mai sunt și alte cartiere, vă dați seama că n-am fost chiar peste tot. În Rișcani, acolo, Rișcani. De asemenea, am auzit că și acela este un cartier, un sector mai sărac, dar nu cred că dacă aș merge acum acolo, m-ar da pe spate, în sensul că ar fi mai mult decât ce am văzut aici, adică mai nasol decât ce e aici. Că nu e, oricum, nici aici atât de nasol. Gata, fraților, pe data viitoare, pa, pa!